aniversar când mitropolia, tânăra noastră mitropolie, cu rădăcini foarte adânci în istorie, așa cum a subliniat în cuvânt în al preasfinției voastre, rădăcini ștefaniene, avem bucuria să vă fim alături, așa cum vă suntem de fiecare dată, și vă mulțumim în calitate de președinte al Sinodului Mitropolitan, ne tratați în mod colegial și fratern. Coordonând viața pastoral-misionară, cultural-teologică și social-filantropică și activitățile cu tineretul din mitropolia noastră, în mod deosebit, cunoscându-vă bucuria și dragostea cu care vă preocupați de tine. Am dorit ca la această sărbătoare împărătească praznicul Bunei Vestiri, în numele membrilor din Sinodul Mitropolitan să vă oferim o icoană cu Maica Domnului Lucruncu, cea mai frumoasă icoană a unei mame a întregii lumi creștine și a tuturor creștinilor de pe pământ, care este ocrotitoare așa acestei Sfinte Catedrale, care ce ramul este adormirea Maicii Domnului, și ocrotitoarea mitropoliei noastre, care servează ramul la 25 aprilie, martie. Vă dorim din suflet arhipăstorire îndelungată și acum, la 5 ani, după ce mitropolia noastră 5 ani a fost aureolată de vrednicul de pomenire mitropolit cărturar Bartolomeu Anania, să slujiți destinele acestei mitropolii cu aceeași vreună cerbănicie și dăruire, cu dinamismul pe care și tinerețea pe care o aveți, uneori ne întreceți în râu. Noi poate nu putem ajunge și nu putem atinge performanța de care dați dovadă în altă preasfinția voastră în fiecare zi, pe teren și la birou, dorindu-vă ca toiagul pe care l-ați primit de la Preafericitul Părinte Daniel, al iluștilor arhipăstorei acestei arhiepiscopii și al mitropoliei noastre, să-l împodobiți cu toată slujirea a 20, 30, am zis 40, dublu când la alba iubire. De ce nu? Dacă Dumnezeu vă vrea, poate să fie așa. Să vă ocrotească Maica Domnului, să vă ocrotească mitropolia noastră. Din suflet vă oferim această frumoasă icoană pentru reședința episcopală și mitropolitană.